Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Împărații fără tron sau fără teritoriu, la un moment dat am pus întrebare, care este teritoriul nostru? Avem unul sau nu avem? Trebuie să așteptăm renuirea toate lucrurile. Încă meditez să văd dacă trebuie să mă duc în acest teren care mi-am dat seama acum că nu este așa simplu de vorbit. Că unii sunt ofensat, unii sunt supărat, unii sunt... Deci, și pentru zidire atunci mă gândesc dacă o să mă duc să vorbesc despre, pe la urmă, care este teritoriul nostru exact? Avem unul? N-avem? Trebuie să așteptăm vacul viitor. Roagă-te, Dumnezeu să-mi dea cuvânt și vedem poate dacă săptămâna viitoare voi ajunge acolo sau nu, o să continuăm să vorbim de alte lucruri care o să am pe inimă. Dar înainte să merg mai departe, dacă nu știi exact care este teritoriul tău, cum vei scăpa la toate aceste strategii subtile de păcălire făcut de dușman, de domnii și stăpânire acestui întuneric? Cum? Mă scuz să-ți spun, iartă-mă că zic, dar este o naivitate de începător să crezi că vei scăpa de înșelăciunile lor dacă tu nu știi exact care este teritoriul tău de domnie. Dacă tu nu știi, de exemplu, trebuie să domnești peste tot Israel, pe peștera de la Adulam ți-e de ajuns. Cetățuile din Moab îți sunt de ajuns. Pentru că nu știi exact care este teritoriul tău. Deci poți să accepti orice. E ca și cum zic, cum cineva care nu știe cum arată semnele unei bancnote adevărate, nu știu, de 500 de lei, nu știe cum arată cea adevărată, pe cum să deosebească ce e fals? E imposibil. Pentru că nu știi cel adevărat cum e, ce puncte de repere, cum deosebești unul adevărat. N-ai referință, n-ai punct de referință. Cum poți să-mi spui că vei fi în stare să zici că bancnota asta este falsă? Că tu nu ai punct de referință, nu ai originalul. Dacă nu știm exact care este teritoriul nostru, cum putem să credem că nu o să fim păcăliți? Se numește naivitate. Singurul mod să spui bancnota asta este falsă e când ai avut în mână una adevărată și te-ai uitat cu atenție la ea. Deci această întrebare, oare avem un teritoriu, oare nu avem, oare e în vacul viitor, e foarte important. Așa că roagă-te, să vedem dacă ajungem acolo. Dar azi vreau să-ți împărtășesc o experiență. Nu te speria, e ceva foarte, nu e ceva gen rapire, al treilea cer, deci ok. Deja am liniștit pe unii care inima voastră a sarit în sus. E ceva foarte simplu și probabil mulți au avut ceva de genul acesta. Dar care descrie ce am vrut să arat, ce fac domniile astea care există și acum. Și de ce mulți așa suntem încă, nu trebuie să ajungem. Unii suntem încă la lapte, alții suntem la dulam, alții suntem în cetățuile din Moab, alții suntem, nu știu în ce teritoriu de filisteni, alți suntem, alți poate. S-au întors în Israel, dar sunt încă doar peste casa lui Iuda. Pentru că este un sistem întreg de înșelăciune, de minciună. Foarte subtil.
Așa, de curiozitate am întrebat, crezi că aceste stăpâniri, sistemul lor ăsta, minciunile astea care au pus în acțiune, că adevărat împărat să nu ajungă să domnească cum ar trebui să domnească, unde crezi că au introdus aceste strategii, aceste minciuni? Unde crezi că e locul propice, probabil la, nu știu, la Parlament, la nu știu ce palat, la nu știu. Îți pun întrebare. Unde crezi că, unde era locul cel mai propice să introduce aceste minciuni? Unde? 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 Nu-ți răspund, las că mintea ta să caute, să găsească răspunsul. Ok, continuăm, continuăm. Hai să spunem. Era doar o întrebare, nu? Avem drept să punem întrebări. Era doar o întrebare. Hai să-ți spun experiență. Și mi s-a, nu foarte mult, dar de câteva ori, și mi s-a părut ciudat. Și experiența este următoare. E în domeniul viselor. Mi s-a întâmplat, și nu doar o dată, unde visăm. Și la un moment dat, în vis, știam că visam. Știam că, uite, ăsta este un vis. Și atunci, din perspectivă, să zic, lume fizică, da? Din perspectiva lumea fizică, lumea materială, știam că, uite, ăsta e vis. Adică, ăsta nu este ceva ce se întâmplă în lumea fizică, în lumea materială. Deci, din perspectivă lumii materiale, ce se întâmplă acum e fals. Am zis bine, din perspectivă lumea materială. Da? Ok. Lumea fizică. Pentru că noi știm că sunt tot fel de vise și sunt vise care, de fapt, sunt experiențe spirituale foarte reale. Dar, pentru ce vreau să împărtășesc, din perspectivă lumii reale, să presupunem, visul nu era real, era ceva, deci, fals. Bun. Când am realizat că era fals, că sunt într-un vis, am zis, ok, vreau să ies din acest vis. Și cum faci să ieși dintr-un vis? Te trezești, nu-i așa? Te trezești. Și atunci am zis, hai să mă trezesc, hai să mă trezesc. Și m-am trezit. Hop, m-ai trezit. Ah, m-am trezit. Oh, gata. Am ieșit din vis, ce bine, sunt în lumea reală. Trăiesc ce trăiesc, îmi dau seama după că stai. De fapt, m-am trezit, dar nu sunt încă în lumea reală. Tot într-un vis sunt. Și am zis, oh, ce e asta? Ok, hai să mă trezesc cu adevărat. Și m-am trezit și am avut experiență până am ajuns din nou la punctul de vis. Stai un pic, încă sunt în lumea viselor. Și probabil la 4 ore e când m-am trezit cu adevărat. Dumnezeu vorbește, într-un fel sau altul. Era mic, dar deja era exact ceva de genul. Ce experimentez acum nu înțelegi, dar mai târziu o să înțelegi. M-am dat seama cât de greu este să scap de înșelăciunile mincinoșului. Pentru că el nu are doar un strat, o strategie pentru a te ține unde ești. Nu! Are mai multe nivele de strategie. Deci când ai scapat de una, ai crezut că ai scapat. Când ai scapat de lapte, de lapte cu miere, ai crezut că ai scapat. Ai crezut că finalmente am ajuns unde trebuia să ajung. Ești încă în peștera din Adulam. Când la un moment dat îți dai seama, păi nu trebuie să stai aici. Întoarce-te în Iuda. Finalmente, când ajungi în Iuda și zic, gata, am ajuns. Dar, de fapt, mai ajuns. Pentru că scopul inițial era tot Israelul, nu doar o parte din Iuda. Aș vrea să înțelegi că cel cu stăpânirile astea cu care ne luptăm,
nu sunt copii de la școală, de la grădiniță. De aceea nu le putem învinge cu mentalitate de școală duminicală. N-am nimic împotriva cu școala duminicală. De fapt, apreciez foarte mult învățători de acolo pentru răbdarea lor și faptul că transmit la copii principiile lui Dumnezeu. Cred că au o răsplată specială. Dar, când e vorba să ne luptăm cu stăpâniri și domnii, nu trebuie să fim naivi. Mentalitatea, ce am învățat la școala duminicală, dacă nu am crescut, dacă suntem încă cu lapte, nu cu asta o să ne pacălească foarte bine. De fapt, doar cu miere ne pacălesc. Nici nu ajungem la dulam. Chiar și Domnul Iisus a întâlnit aceste lucruri. Când era prunc, când era nevârstnic, dușmanul l-a atacat. Să-l omoare. Știi ce înseamnă din punct de vedere spiritual? Să oprească creșterea lui. Asta înseamnă a-l omori. Hai să-l omorim când este mic, când este nevârstnic, pentru că până nu crește, n-are cum să domnească. Hai să oprim creșterea. O strategie care funcționează din păcate minunat și extraordinar și astăzi. La Domnul Iisus n-a funcționat. Pentru că un invis, ceea ce unii din păcate copii al lui Dumnezeu disprețuiesc, invis un înger a venit și a zis la Iosif, ia copilul și fuge cu el. Frate, soră, dacă nu ești în contact cu Dumnezeu, dacă nu știi să primești informații live din ce? Live, adică direct a venit un înger, îți comunică sau invise. Dacă nu știi să primești informații live și zici că vei scăpa de capcanele, de minciuna celui rău, mai gândește-te. Ei nu sunt copii de școala duminicală sau de grădiniță. Sunt aici pe pământul de mii de ani, asta e puțin spus. Dar hai să mă opresc doar de mii de ani. Deci e nevoie de un contact cu cer, de o interacțiune cu cer. Direct, live. Dar mă întorc la Domnul Iisus. Când este nevârstnic, este un atac pentru a-l omori, adică pentru a opri creșterea, să nu ajungă să devii matur. Iar când a ajuns matur, când chiar a ajuns să aibă impact, să domnească, pentru că peste tot unde merge era mulțime, de uneori chiar trebuia să se ascundă. Cum apare în public, mulțime se adună. Mulțime se adună. Și nu 400 de oameni. Odată e mulțit, prin doar bărbați era vreo 5.000. Fără număra copii și... Deci îți dai seama, avea impact. Și pentru că avea impact, la un moment dat, se întâmplă fenomenul, chiar și ce am văzut la David, uite, în Ioan 6, versetul 15. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila, ca să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. Noi știm că Domnul Iisus se izola când era singur, știm ce facea. Se ruga. Deci, când a știut că intenția lor e să-l facă împărat, Domnul Iisus a fugit. Pentru că da, el este împărat. Dar împărăția care ei vroia să-i dau, nu era împărăția pentru care a venit. Exact același lucru, exact același mecanism. Lasă că te facem împărat și noi suntem izraelici și tu ești împărat din Israel. Hai că te facem, Domnul, nu, dar nu e asta. Dacă el nu era atent, dacă el nu era matur spiritual, putea să zic, oricum, eu sunt împărat. Foarte bine că ăștia au înțeles.
Mult timp va trebui să înțelegeți. Ok, puneți-mă în parat, că așa este, eu sunt în parat. Nu, nu a fost păcălit. Dar iată un adevărat împărat care se propune un împărăție, dar care nu este teritoriul lui. Nu pentru asta a venit. De fapt, dacă ne ducem mai departe, dacă de fapt ne ducem să vedem ispita, înainte chiar să începe lucrarea asta. La un moment dat, ok, hai să citim, hai să citim, hai să mergem în Scriptură. Hai să mergem în Scriptură. Oh, Seigneur, parle-nous, 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 parle-nous. Luca 4, versetul 6, sau versetul 5. Diavol l-a suit pe un munte înalt. I-a arătat într-o clipă toate împărățiile. Pământul. În textul care l-am citit era vorba, hai te facem împărat în Israel. Dar da. Da, aici, diavolul îi arată toate împărățiile pământului. La un împărat adevărat. Spune, asta e ofertă perfectă. Pe tocmai asta e, diavolul are oferte perfecte. Și dacă nu ai discernament, nu știi că ei sunt oferte otravite. Și a zis, ți le voi da, ție ți le voi da, ție îți voi da, toată stăpânirea, da? Un împărat trebuie să stăpânească, și slava acestor împărații, căci mie mi este dată și da oricui voiesc, dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Este un împărat. A venit pentru împărăție. Dar împărăția lui de pe pământ 1000 de ani nu este ceea ce e. Pe acest pământ Domnul Iisus va domni 1000 de ani. Peste tot pământul. Dar ce îi oferă Satan? Îi oferă exact același lucru. Dar cu alte condiții. Că Biblia zice clar, i-a arătat toate împărățiile pământului. Dar zice, sunt niște condiții dacă vrei să ți le dau. Vezi că deșiret este Satan. De aceea, printre darurile, manifestarele Duhului, este deosebirea duhurilor. Să deosebești. Dar știu că trebuie să domnesc peste tot pământul. Dar nu așa cum duhul cu care, spiritul, condiții care, nu, nu, nu. Nu așa, nu așa. Nu așa. Nu așa. Și câți copiii lui Dumnezeu au căzut în plasa asta? Când cel rău a venit repede cu oferte similare, bineînțeles cu condițiile lui, au zis, în sfârșit Dumnezeu s-a gândit la mine și ce a zis, da, așa este, s-a gândit, ia, ia oferte, ia oferte, cu condițiile mele. Ai, 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 ai. Deci, nu este simplu, fratele meu, sora mea, avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Altfel suntem păcăliți ca niște copii. Eu sunt conștient, fără Duhul lui, sunt păcălit ca un copilaș. Ăsta, înșelător tot pământul, plus celălalt din care sunt în, să zic în împărăția asta, nu, sunt tare, 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 înmulțit cu nu știu ce nume, tare șmeche. O să închei cu acest gând. Când tu crezi că ai deja în mână ceea ce Dumnezeu are pentru tine, dar de fapt ceea este un fals, tragedia este că tu nu mai cauți un original. Pentru că crezi că ai deja.
Când tu crezi că Iisus Hristos a murit doar ca să renunți la viața destrabalată care am avut în lume și apoi să venim într-o biserică unde să cântăm, să ascultăm predici, dacă crezi că asta este viața veșnică, dacă crezi că este numai asta, tu nu mai cauți original. Da, asta face parte din lucrurile pentru care am murit. Dar numai asta e ca și cum te-ai limitat doar la casa lui Iuda. Pentru că nu am murit doar pentru asta. Există mai mult. Dar este greu pentru că sunt straturi și straturi de trezire de mai multe teorii până ajungem să ne trezim cu adevărat la tot planul lui Dumnezeu. Domnul Iisus a zis la ucenici, mergeți, faceți ucenici, să-i învățați tot ce v-am poruncit. Când vorbește despre venirea Duhului Sfânt, zice așa, El va veni și vă va conduce în tot adevărul. Tot, tot, tot. Tot. Nu doar o parte. Dumnezeu să ne ajute. Să nu ne limităm nici la lapte, nici la lapte și miere, nici la peștera din adulam, nici la doar la casele din Iuda, dar la tot ce a pregătit pentru noi. Dacă ai fost zidit, roagă-te pentru mine. Dacă te-am supărat, roagă-te și pentru mine. O astfel de rugăciune, bineînțeles, Doamne, dai lumină, fai să înțeleagă că nu e asta, dar e așa. Roagă-te pentru mine. Oricum, concluzia și care este, cer rugăciunile tale, am nevoie de rugăciuni, roagă-te și mulțumesc. Domnul, prin Duhul Lui, să ne ajute să ne trezim, ori de câte ori va trebui să ne trezim, până ieșim din iluziile create de cel rău. Să ne trezim cu adevărat la ce are pentru noi și să intrăm în stăpânire peste tot ce are pentru noi. Că așa este proslavit El, slavă-Lui.